pătrunderea trupelor celor cinci țări socialiste în Cehoslovacia constituie o mare greșeală, o primejdie gravă pentru pacea în Europa, pentru pacea socialismului în lume! Invadarea Cehoslovaciei de către URSS și alte state membre ale Tratatului de la Varșovia în luna august a anului 1968 întărea hotărârea PCR cu privire la modernizarea industriei de apărare națională. Ceaușescu a condamnat public intervenția și existau motive reale de îngrijorare cu privire la o invazie militară și asupra României. Plenarea Comitetului Central din 22-25 aprilie 1968 consfințea în mod public prioritizarea dezvoltării industriei de apărare ca opțiune politică și doctrinară pe termen lung pentru asigurarea independenței României în materie de tehnică militară. Redescoperirea căii politice naționale de către conducerea PCR de la București, alimentată de climatul internațional, frica unei invazii sovietice, dar și consolidarea economică a României din deceniul al VII-lea, au determinat adoptarea mai multor măsuri de dezvoltare a industriei de armament cu impact și asupra sectorului aeronautic. Primul proiect de acest tip a fost avionul IR-93 Vultur, primul avion militar cu reacție fabricat în România, urmat apoi de avionul școală IR-99 Șoim și de proiectul vânătorului IR-95, care ar fi reprezentat vârful acestor eforturi de dezvoltare. Există mențiuni și despre un proiect sau o variantă denumită IR-97, probabil rămasă doar la stadiul de intenție. IR-95 a fost un proiect de avion supersonic de vânătoare românesc, desfășurat în perioada anilor 70 până la sfârșitul anilor 80, oprit însă înainte de construirea unui prototip. Cauzele au fost multiple, cea principală fiind lipsa unui motor adecvat. Proiectul prevedea un aparat cu aripă convențională dublu delta cu fante de admisie aerului în lateral. S-au propus diferite variante cu unul sau două motoare și cu unul sau două ampenaje verticale. Guvernul român a luat în considerare și cooperarea cu Iugoslavia, la fel ca în cazul IR-93, dar aceasta nu s-a mai concretizat. IR-95, în varianta mai avansată de proiectare, era similar ca design și performanțe estimate cu avionul chinezesc FC-1 Dragon, produs în anii 90 în colaborare cu Pakistanul. În faza de proiectare, partea română a purtat o serie de discuții inclusiv cu guvernul chinez pentru achiziționarea unui motor capabil să echipeze IR-ul 95. Este posibil să fie existat un schimb tehnologic, ținând cont de cooperarea militară și economică din acea vreme dintre România și China, sau pur și simplu chinezii să fi intrat în posesia unor schițe ale avionului românesc, de aici și asemănarea dintre cele două destul de evident. Astfel au apărut unele afirmații referitor la faptul că planurile IR-95 ar fi ajuns în mod fraudulos pe mâna chinezilor. În lucrarea S-a furat aviația, istoricul Valeriu Avram susține că au dispărut desenele de execuție ale supersonicului IR-95 model experimental, singurul care a ajuns în acest stadiu avansat de proiectare. Însă, un reprezentant al Institutului Național de Cercetare Aerospațială din România susține că documentația se găsește la sediul institutului. Nu trebuie însă ignorat faptul că avionul seamănă ca structură și cu alte aeronave ale vremii din țările NATO sau din URSS. Proiectanții români urmăreau atent descoperirile tehnologice și științifice din domeniu și au încercat să adapteze constant proiectul la aceste realități. FC-1 Dragon sau versiunea pakistaneză JF-17 este în prezent un avion de vânătoare de a patra generație cu un singur motor aflat în centrul planului de modernizare a flotei forțelor aeriene pakistaneze. JF-17, a doua iterație a avionului de luptă, a fost considerat comparabil în ceea ce privește capabilitățile sale cu avionul F-16. Ultima versiune a avionului de vânătoare JF-17 a fost dezvăluită în decembrie 2019 și se așteaptă să intre în serviciu în 2022. Aeronava va depăși ca performanță cu o marjă considerabilă toate avioanele de vânătoare pakistaneze existente în dotare, inclusiv F-16C. Avionica lui JF-17 este de ultimă generație și este dotat cu un puternic radar AESA. Inspirate sau nu de proiectul românesc, FC-1 Dragon sau JF-17 sunt un bun exemplu a ceea ce ar fi putut fi
iar în 95 dezvoltat și modernizat de România de-a lungul timpului dacă existau resursele necesare. Dar să revenim la începuturi. În perioada iunie-septembrie 1967, colective de specialiști din diverse ministere au elaborat studii preliminare privind oportunitatea și posibilitatea asimilării în fabricație a avionelor, elicopterelor și motoarelor, precum și studii pentru predimensionarea uzinilor de aviație militare. Între temele contemplate, aflându-se și aceea a avionului de luptă. Acesta ar fi trebuit să aibă viteza maximă de peste Mach 2, să fie echipat cu motor turboreactor cu dublu flux, cu cameră de post-combustie, care să dezvolte o tracțiune între 6.000 și 9.500 kg forță. Pe baza acestor parametri s-a considerat atunci că avioanele cele mai apropiate de tipul propus a fi asimilat sunt Mirage 3 turboreactor dublu flux și Lightning Mark 3 turboreactor Rolls-Royce Avon, singurul avion britanic de vânătoare capabil să atingă viteză Mach 2 la acea vreme. În ședința Comitetului Executiv al CC al PCR din 15 februarie 1968, interesul pentru obținerea tehnologiei aviatice militare și stadiul demersurilor efectuate în această direcție au fost expuse în mod direct și s-a dat undă verde pentru începerea discuțiilor cu producătorul englez Rolls-Royce. După ce în lunile iunie-iulie trimișii companiei Rolls-Royce în România au considerat că este posibilă cedarea către țara noastră a licenței motorului Spey 25R, în septembrie 1968, fabricantul și-a schimbat poziția, considerând că transferul nu oferă nicio garanție că secretele tehnologice conținute în licență nu vor ajunge, fără voia părții române, în mâinile competitorului. Ca o soluție de compromis, partea engleză a propus să se trateze organizarea unui atelier de reparații și montaj pentru varianta civilă a motorului Spey, montată pe avioanele civile BAC-111, urmând ca această capacitate industrială să constituie sectorul de montaj general al viitoarei fabrici de motoare militare atunci când evenimentele internaționale vor da un curs favorabil. În același timp, constructorul englez de aeronave British Aircraft Corporation a propus proiectarea în România cu ajutorul specialiștilor englezi și folosind capacitățile laboratoarelor BAC a unui avion militar supersonic care să îndeplinească cerințele părții române, dat fiindcă firma nu are în fabricație și nici în studiu un avion cu performanțe atât de ridicate. BAC fusese implicată până atunci doar în proiectul anglo-francez Jaguar, similar cu IR-93. Discuțiile purtate la Paris cu francezii de aceeași delegație între 23 septembrie și 6 octombrie 1968 au constat în solicitarea de către partea română a licenței de fabricație pentru avionul Mirage F1 și pentru motorul său. Spre deosebire de periplul din Marea Britanie, vizita delegației române în Franța a fost girată de Ministerul Apărării francez ca semn al excelentelor relații franco-române, concretizate în vizita la București a generalului de Gaulle în același an. S-a permis astfel vizitarea sectorelor de fabricație ale avionului Mirage 3. Reprezentanții guvernului francez au făcut demersuri pentru informarea Ministrului Apărării și a generalului de Gaulle și s-a hotărât ca legătura să se țină prin ambasada română de la Paris. De asemenea, s-a mai recomandat și trimiterea unei delegații de specialiști în China pentru explorarea eventualelor posibilități de cooperare în domeniul industriei aeronautice. Se cunoștea faptul că în Republica Populară Chineză se începuse fabricarea unor tipuri moderne de avioane militare. Până la urmă, niciuna dintre variante nu s-a concretizat, așa cum menționa șeful proiectului, inginerul Badea Dumitru. La început se credea că vom obține licența pentru MiG-21. Studiam în același timp licența pentru Mirage F1. Cum acestea au rămas un vis frumos, s-a decis realizarea avionului cu mijloace proprii. Capacitatea industriei românești de a susține și concretiza un asemenea proiect nu era credibilă, lucru evident și pentru cercurile politice și profesionale din Occident, încă din primii ani ai proiectului. Lucrul la avionul supersonic românesc a început sub aceste auspicii în perioada 1973-74 la Institutul de Cercetare și Proiectare Aerospațială, unde prima variantă luată în calcul a fost aceea unui bimotor de tipul lui F4 Phantom. Acesta trebuia să fie echipat cu versiunea militară a motorului Rolls-Royce Spey. Pentru că elementele de documentație obținute de la britanici nu au fost suficiente, s-a decis renunțarea la motorul militar Spey și proiectarea aparatului pe baza motorului sovietic R-11-300, care echipa MiG-21. Ulterior, se va încerca adaptarea la motoarele care echipau MiG-23 sau MiG-29. Grupul de lucru format la Institutul de Cercetare și Proiectare Aerospațială era condus de inginerul Dumitru Badea.
Având în vedere că nu existau oferte concrete pentru licențe din exterior, proiectul s-a bazat mult pe experiența câștigată în proiectarea și fabricarea lui IR-93, al cărui prototip zbura pentru prima dată în același an. În prima fază s-a dorit un avion cu caracteristici de viteză capabile de 2,5 Mach, capacitate de încărcare, distanță de zbor, viteză ascensională, manevrabilitate de cel mai înalt nivel, fiind comparabil cel puțin cu F-4 Phantom sau chiar F-15 și F-16 americane. Întregul proiect IR-95 a fost gândit în trei etape. Proiect preliminar, perioada 1974-1975, proiect de definire 1976-1978 și proiect de detaliu 1979-1982. Înainte de construirea unui prototip, proiectul prevedea un aparat cu o aripă convențională dublu delta și cu fante de admisie a aerului în lateral. S-au propus diferite variante cu unul sau două motoare și cu unul sau două ampenaje verticale. Anii 80 au deschis o nouă etapă, programul condus de inginerul Badea Dumitru fiind oprit, iar proiectul preluat de un alt colectiv sub conducerea inginerului Constantin Roșca. Această schimbare s-a datorat pe de-o parte lipsei de rezultate concrete în realizarea avionului, iar pe de altă parte a fost determinată de înrăutățirea situației politico-economice internaționale, care a avut repercursiuni profunde asupra economiei românești, fragilizată și de o politică economică inflexibilă. În acest context, scăderea bruscă a bugetului apărării în 1980 și problemele de la vârful conducerii de stat creionează tabloul unei conjuncturi dificile pentru IR-95. Noua etapă a proiectului a fost deschisă prin propunerea făcută sovieticilor de a accepta realizarea în România a motorului care echipa aparatul MiG-23. În prima abordare a acestei probleme a fost întreprinsă de Nicolae Ceaușescu în discuția purtată cu mareșalul Kulikov, comandantul suprem al Forțelor Armate Unite ale Tratatului de la Varșovia. Partea sovietică a răspuns propunerilor românești, comunicând că nu obiectează cu privire la transmiterea cuplată a licenței pentru fabricarea motorului, dar că nu este interesată să cumpere astfel de motoare R29-300 din România. Se menționează și faptul că URSS are posibilități limitate referitoare la livrarea materialelor și a utilajelor necesare, fiind capabilă să transmită numai documentația tehnică și eventual să acorde specialiștilor români consultanța corespunzătoare. Erau astfel subminate planurile pentru IR-95 prin lipsirea industriei autohtone de materiale nevralgice pentru tehnologia agregatelor supersonice. Totuși, în urma acestor runde de discuții, Nicolae Ceaușescu aprobă venirea la București a specialiștilor ruși cu scopul determinării condițiilor concrete de colaborare, precum și consultarea părții iugoslave asupra posibilității de preluare în comun a licenței pentru motorul avionului MiG-23. În februarie 1984, concepția configurației de bază a avionului pe baza utilizării reactorului R29-300 este dată ca fiind elaborată, iar demersurile necesare pentru achiziționarea echipamentelor de atac și de navigație se realizaseră deja prin intervenții în URSS, China și Franța, rămase însă fără succes, neprimindu-se nicio ofertă concretă. Lipsa de disponibilitate a sovieticilor și dezinteresul iugoslavilor pentru cooperarea cu România în acest domeniu au îndemnat decidenții de la București să reconsidere posibilitățile de colaborare cu țările occidentale. Analizând situația tendințelor din industria aeronautică mondială, specialiștii români s-au oprit și asupra avionului Mirage 2000. Ceaușescu a aprobat începerea negocierilor la nivel guvernamental, precum și deplasarea la Paris a unei delegații conduse de general-major Petroaică Ion, șeful Direcției Tehnice din Comandamentul Aviației Militare, împreună cu inginerul Roșca Constantin, șeful de proiect al IR-95. Mai departe, căutările pentru realizarea supersonicului românesc nu s-au rezumat doar la filiera franceză. Relațiile de strânsă colaborare pe care România le avea cu Libia au dus la semnarea unui acord privind dezvoltarea relațiilor între forțele armate ale celor două țări, la capitolul cooperărilor fiind înscrisă și realizarea avionului de luptă supersonic. Perioada extinsă în care specialiștii români au căutat fără succes soluții de motorizare s-a suprapus peste multiplele evoluții care au avut loc în domeniul propulsiei reactive pe plan global și au dus la necesitatea de a adapta proiectul IR-95 la noile evoluții tehnico-științifice. Astfel se compară motorul Pratt & Whitney F-100 american cu motorul R29-300 din URSS, primul având îmbunătățiri evidente, gradul de creștere a tracțiunii prin post-combustie mai mare cu 32%, consumul de combustibil mai mic, greutate mai mică, raportul dintre tracțiune și greutate superior cu 35%,
iar resursa de ore de funcționare a motorului mai mare cu 300%. Se continuă cu prezentarea noii generații de motoare General Electric F404, la care se observă că în paralel cu menținerea performanțelor tehnice comparabile cu ale motorului F100, eficiența economică este sporită prin reducerea numărului de componente și piese ale motorului cu circa 33%. Se trage concluzia că la fabricarea motoarelor F100 și F404 se utilizează o serie de tehnologii neconvenționale, noi, specifice industriei aerospațiale. Se propune astfel ca Ministerul Industriei Constructoare de Mașini să stabilească măsurile necesare pentru fabricarea în țară a IAR-ului 95, echipat cu unul dintre aceste motoare. Conducerea politică aprobă demararea de tratative pentru obținerea motorului american Pratt & Whitney PW1120, un derivat al motorului F100 care urma să echipeze supersonicul israelian Lavi. Căutările specialiștilor români în Occident nu au fost încununate însă de succes nici de data aceasta. Întreg efortul de realizare al IAR-95 a rămas cantonat în întregime în capabilitățile țărilor din blocul socialist. La începutul anului 1986 se reiau tratativele cu partea sovietică. Între punctele atinse s-a aflat și acela al folosirii potențialului tehnic, tehnologic, de cercetare și de proiectare de care dispunea industria aeronautică română pentru participarea în cooperare la noi programe de aeronave precum MiG-29 sau Suhoi-25K. Negocierile s-au derulat până în iunie 1987, când partea sovietică a fost de acord să extindă cooperarea și la produsele tehnicii speciale, oferind pentru realizarea în România a motorului RD-33, care echipa MiG-29, pentru ca 3 luni mai târziu să-și revizuiască poziția, oferind spre fabricare în România doar a unor componente mai puțin importante. În consecință, dacă scopul inițial al proiectului IAR-95 era acela de a crea până la finalul anilor 80 primele două modele experimentare, stadiul de realizare al proiectului la nivelul anului 1988 era încă departe de acest deziderat. Se făcuse proiectarea structurii întregului avion, a comenzilor de zbor primare și secundare, instalația hidraulică, instalația de combustibil, instalația de oxigen, instalația de climatizare, cea electrică, electronică și așa mai departe. Au fost elaborate calculele de analiză statică, dinamică, de oboseală pentru tot avionul, de asemenea au fost făcute calcule de aerodinamică generală, calități de zbor și dinamica zborului. Au fost executate machete ale avionului supersonic și încercate în sufleria subsonică și trisonică în mai multe variante, precum IAR-95 Spey bimotor, IAR-95 Spey monomotor, IAR-101, IAR-S, IAR-95ME, singura variantă care a ajuns în stadiu avansat de desene și execuție și de mock-up a fost ultima, acest IAR-95ME, adică modelul experimental. Prototipul IAR-95ME fiind gata la nivel de proiect detaliat, s-a luat hotărârea de a fi construit folosind un motor luat de la un MiG-23 aflat în dotarea forțelor aeriene române. Această configurație asigura în mare parte îndeplinirea tuturor performanțelor din tema de proiectare aprobată, iar la nivel de estimări, performanțele avionului erau mai bune decât cele oferite de MiG-23MF. Pe baza experimentărilor în sufleriile Institutului de Aviație, avionul avea o manevrabilitate comparabilă și cu avioanele de luptă Mirage 2000 sau F-16. Se avea în vedere și accesul rapid și comod la echipamentele și sistemele care necesitau alimentare, supraveghere sau demontare frecventă. Avionul avea timp de refacere a capacității de luptă și de schimbare a motorului mai mici decât cei avionelor aflate atunci în dotare. IAR-95 model experimental avea o lungime fără sondă de aproximativ 16 metri, iar anvergura era de aproximativ 9,4 metri. În luna iunie 1985 a avut loc o vizită de lucru la întreprinderea de avioane din Craiova a președintelui Nicolae Ceaușescu și s-a hotărât fabricarea acolo a modelului experimental. În procesul de fabricație erau implicate și uzinele de avioane din Bacău, București și Brașov. În august 1985 s-a hotărât tot de către Nicolae Ceaușescu sistarea programului. Pe toată durata proiectului, începând cu anii 70 și până în 1989, Nicolae Ceaușescu și conducerea PCR au încercat, dar nu au reușit să convingă niciun lider politic și militar din Franța, Marea Britanie, SUA, China sau URSS să ofere României posibilitatea de a demara un program de construire
de avioane militare supersonice prin acordarea de licențe de fabricație sau realizarea în uzinele românești a unor subansamble importante pentru acest tip de aparate. Tratativele purtate cu puterile occidentale nu s-au concretizat deoarece România era stat membru al Tratatului de la Varșovia, în timp ce restul făceau parte din NATO, blocul militar opus URSS-ului. Pe de altă parte, autoritățile de la Moscova nu au vrut să-i ofere lui Nicolae Ceaușescu acces la secretele de fabricație a avioanelor de luptă sovietice, știind că România putea fi menținută relativ ușor ca piață de desfacere pentru produsele militare ale URSS și nu exista astfel un interes pentru dezvoltarea uzinelor de profil românești, deoarece la un moment dat puteau concura URSS sau alte state socialiste pentru comenzi importante de pe piața mondială de armament. Ca ultimă încercare, la negocierile purtate pentru achiziționarea primei escadrile de avioane MiG-29 în 1989, delegația română primea împuternicirea de a accepta termenii propuși de partea sovietică și de a solicita două motoare de avion MiG-29 de rezervă în loc de unul, în scopul realizării prototipului variantei IR-95 experimentală. Această variantă de IR-95 ar fi fost probabil de tip canard cu ampenaj în față, precum există la avioanele Gripen sau Rafale. Pentru vremea respectivă ar fi fost un concept modern, dar probabil România, chiar dacă ar fi reușit să-l construiască, nu ar fi putut să-l echipeze corespunzător în primele versiuni. Nu exista o lipsă doar de motoare, cât și una de echipamente militare la fel de importante, precum un radar foarte performant. Chiar dacă România nu deținea tehnologii militare avansate în 1989, continuarea acestui program după Revoluție ar fi fost un puternic vector de dezvoltare în domeniul aeronautic militar românesc. IR-95 oferea perspectiva unui avion de vânătoare și bombardament modern, comparabil cu F-16 achiziționat și introdus în serviciul forțelor aeriene în prezent, sau JF-17 aflat în dotarea forțelor aeriene pakistaneze.